Dificultățile aduse de război pentru fermierii ucraineni nu au împiedicat țara în a rămâne în top 5 exportatori de cereale. Blocajul exporturilor agricole provocat de conflictul armat a pus în dificultate piața agricolă din Ucraina, însă țara vecină a reușit să exporte peste 40 de milioane de tone de cereale de la începutul războiului. Ucraina, împreună cu partenerii săi internaționali, a depus toate eforturile pentru a extinde noi rute logistice, inclusiv lansarea coridorului de cereale. Datorită acestui fapt, am rămas garanții securității alimentare a lumii. Chiar și în condiții atât de dificile de la începutul războiului, țara noastră a reușit să exporte peste 40 de milioane de tone de cereale, semințe oleaginoase și produse prelucrate pentru a asigura hrană pentru sute de milioane de oameni din întreaga lume, a spus ministrul politicii agrare și alimentației al Ucrainei, Mucola Solski. Totodată, ministrul a precizat faptul că nu doar turbulențele provocate de invazia rusă sunt o problemă pentru fermierii din Europa, ci și efectele catastrofale ale schimbărilor climatice. Însă țara are nevoie de pace pentru a pune în aplicare măsurile care pot ameliora efectele acestui fenomen.